Salutare tuturor! Da. Astăzi aș vrea, de fapt acum, după un film de 10 secunde, aș vrea să vă prezint jocurile mele de pe Steam. Astea sunt Ace of Spades, Assassin's Creed 2, Batman, The Bleeding Cliff, Isaac, Counter-Strike. Online Zombie 2, adică Next, dar pe vremuri era un strike Singapore, Melesi, și am mai multe servere și încă e CSGO, Surge. Vreau să fac serie cu Dead Island Epidemic, pe chiar și șmecher, Dishonored, Dota, Far Cry, Far Frenzy, The Forest. Mi-a făcut cas. Carry mod. Nu doare cât l-am urzit. Canu Fraba. Rău, nu știu cum să zice. Half-Life 2. Half-Life 2. Hotel Miami. Injusti. Just Cause 1. 2. 2 multiplayer. Left 4 Dead 2, Loadout, Metro Last Night, Microvolts, Mirror Age, Night House 2, Nightmare House 2. Mi l-am luat modelin până. Ăsta e singurul care, cred că l-am modat. L-am modat și l-am băgat în Steam, mi s-a băgat automat. Deci, ăsta îl puteți lua foarte ușor de pe site-ul oficial. Dar nu o să meargă, de acolo vă duceți pe YouTube și asta e. Găsiți installerul, tot torrent, eu cred că tot torrent. Vedeți că nici poze nu arată nici. Mă mișcat e foarte scary, oricum, adică nu mă mișcat la model. Payday 2, cum să-mi fie Payday 2? Red Orchestra, l-am luat parcă la 2 euro, la reducere și nici nu m-am jucat. Robocraft, Tactical Intervention, Team Fortress, Antard, mama Antard îmi place la nimeni. Nu știu că Antard toată ziua. Asta e toată ziua în CSG, în Team Fortress. Și asta în CSG și Team Fortress. Warframe și Tonker 2. Și dacă tot vine asta, aș vrea să vă zic și topul jocurilor mele preferate. Păi cam locul 10 ar fi just ca, din jocurile mele de aici. Vreau să fac și un top la toate jocurile, dar nu sunt sigur cum mă gândesc. Dar așa ar cam fi. Pe ultimul loc, Orion Predule. După Just Cause 2, Tactical Intervention, Robocraft, nu prea mi-a plăcut, Hotel Miami, după cred că Fun Frenzy, nu știu un joc, după The Forest, Dota, Payday, Team Fortress și CSGO. Adică cam astea sunt preferatele mele. Far Frenzy l-am pus fiindcă nu-mi plăcea. Să jucă foarte mult maică mea și am început să-mi placă. Desigur, de la aia am luat și CS-ul și tot. Fiindcă dacă vă uitați mai în spate, toate jocurile alea, mama a fost obsedată de PC când era mic și m-a traumatizat să mă joc. L-a terminat pe toate astea. Ea singură. Și pe la 6 ani am început și eu să mă joc și îmi place foarte mult. Și jocul meu preferat de aici e Rece de Clark 3 și Call of Duty 2 mi-a plăcut foarte mult. Dar mai era Jack. Și Jack mi-a plăcut și mai era un Rhyme.
Și eram, da. Aulă, nu, adiulă, nu, mă enerva. Nu puteam să culeg ciupercuțele. Deci, Black, Tot, Star Wars și SmackDown mi-a plăcut, sincer. Horror of Predator. Mercenarii Zoe a fost destul de bun. Madagascar, da, Batman mi-a plăcut. Toate jocurile de Lego, adică toate le-am avut. Și pe Wii, și pe PS3 unele, și pe PS2. Și pe PSP. Pot arta PSP-ul dacă vreți. Pe undeva puteți jocuri pe PSI. Să nu încercați niciodată King Kong pe când sunteți mici, de fapt ani. Pentru că n-aveți oameni. Adică e foarte greu să jucați, adică pe PS2 partea să-l termin. Dar n-aș știu, uitați, cer salvarea sau... chiar nu știu. E pe acolo, pe undeva, PSP. PSP. Și da, să vă zic, mi-a plăcut Lego la nebunie, a fost viața mea. Uite, o să fac o prezentare la cameră. Da, asta cred că-s de 2 săptămâni, dacă vedeți muleții ăștia. Da, știu. Adică, bine, cred că o lună. Adică să fac curățenie și mai mult. Vă că sunt foarte prăfuite. Trebuie să le curăț. Da, cam asta a fost. Aș vrea, dacă e, cred că mâine, sau chiar și ea, nu știu, să vă prezint camera. Adică, dacă vreți, nu știu. Cred că mâine, pentru cei 30 de abonații mei și m-am gândit mai bine fac serie de CSGO, că mă și descurcă decât și își place. Na. Mie și nebunță. Da. Frumos. Deci, am 22 de mesaje nepreluate. Uitați-vă și voi. 22. De fapt, 21. Și 4 apeluri pierdute, la care nu o să răspund niciodată. Și uitați-vă ce căcățel eram când eram mic. Am pe aici, am multe prostii pe aici. A, da! I-am uitat într-o seară, pe la vreo 11 noaptea. Eram cu prietenii mei. Și ne-am dus să luăm o pungă de chipsuri. Și uitați ce ne-a picat! Felicitări! Aveți gratis o pungă, că nici acum n-am folosit-o și a expirat. Și îți vă arăt, cred că și jocurile mele de pe PS3. Acum am început mai nou, Call of Duty Advanced Warfare. E foarte șmecher, mai ales online-ul, plin de acțiune, adică... E șmecher, fiindcă se câștigă foarte repede armele și eu arme șmechera cu laser, zi, fșii, cu foc așa, e prea șmecher. Ce să vă mai arăt eu pe aici? A, da, asta. Este cea mai importantă, să nu vă speria asta. Uitați-o! Ne, eu foarte. Și a văzut că am început să joc mai bine, nu? Din chestia asta. Da, am niște 3 lumini. Îmi place foarte mult, am Strike 3, una o tastatură cu 3 lumini. Se blochează și Windows Mode, adică dacă apeși pe butonul de Windows, nu te bagă în Windows, nu te scoate din niciun joc. Și că se întâmplă la ce se ție așa, știi, din greșeală apeși. Aici blochezi și nu te scoate. Are și niște
butoane în plus. Cum ar fi că 1, că 2, că 3, că 4, că 5, nu știu ce fac. Și M1, M2, M3, M4, M5, M6 și M7. Și F-urile. F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 și F12. Fac chestii, adică, să zicem, F5 derulează video. F6 îl dă mai în față. F8 închide sonorul. F9 scade sonorul, F10 mărește sonorul și fiecare este bun în ceva. Cel mai șmecher, știți ce? O poți lua de valiză, e gaură asta aici. Și te duci la serviciu cu ea, te duci bună ziua, bună ziua. Păi. Deci cam asta a fost, oameni buni. M-am arătat jocurile mele de pe Steam, să nu spuneți cum ar fi The Forest, că nu l-am cumpărat. Și chiar ar vrea să găsesc pe cineva care s-ar uita la acest video și ar vrea să joace cu mine The Forest, fiindcă n-am pe nimeni. Adică, uitați, The Forest, gol. Și chiar nu e un joc horror, adică prima oară când am intrat mi-era frică. Dar după am început, era un săran de ăla negru. Am luat toporul, ea vine cu acea, i-am dat doi pumni, i-a sărit un dinte. I-am luat dintele, i-am mai dat trei și a murit și i-am mai sărit încă.